În perioada 21-22 octombrie 2021, serviciul rutier IPJ Suceava, sub coordonarea direcției rutiere IGPR, a organizat o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere la nivelul județului Suceava. În acest context au fost reținute 79 de permise de conducere și au fost aplicate 711 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 350.000 de lei. Acțiunile s-au desfășurat în sistem integrat cu participarea unor echipaje de poliție rutieră din cadrul inspectoratelor județene de poliție Botoșani, Iași, Neamț, Maramureș, Bistrița Năsăud, Harghita și Mureș. În total, 15 echipaje din cadrul structurilor de poliție rutieră din cadrul IPJ Suceava și alte 11 echipaje de la nivelul județelor învecinate au fost prezente în trafic și au desfășurat acțiuni vizând principalele cauze generatoare de accidente rutiere. Alte peste 30 de echipaje din cadrul structurilor de ordine publică din mediul urban și rural au efectuat microfiltre pe toate drumurile publice din județ. 15 aparate radar au fost prezente pe drumurile publice din județul Suceava, montate pe autospeciale de poliție, dar și aparate laser TrueCam. În cele două zile, peste 150 de polițiști suceveni, dar și din județele învecinate, au acționat pentru prevenirea accidentelor rutiere și creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost aplicate 711 sancțiuni contravenționale în valoare de 356.945 de lei. Totodată au fost reținute 79 de permise de conducere, cele mai multe pentru depășirea regimului legal de viteză, cu mai mult de 50 de km pe oră față de limita maximă permisă pe segmentul respectiv de drum. Au fost reținute și 60 de certificate de matriculare pentru defecțiuni tehnice, lipsă ITP sau RCA, și au fost ridicate și 9 seturi de plăcuțe cu numere de matriculare.